Bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie. Iată, este ora 20 și, așa cum v-am promis, sunt alături de dumneavoastră. Vorbim despre săptămâna 24-30 august și încercăm să ne adaptăm, dacă vreți, sau să ne remodelăm în funcție de ceea ce ne oferă viitorul. Iar acest viitor este foarte interesant, deoarece la ora actuală în România este o bulibășală generală, nu știe stânga ce face dreapta, unii sunt hăist, alții sunt cea, efectele lui Uranus retrograd și ciclul retrogradării marțiene ne vor pune răbdarea la încercare și săptămâna aceasta, în special semnelor cardinale, berbec, balanță, rac și capricorn. Saturn este focarul unui careu T cu axa financiară a României, care sugerează că tot scandalul la nivel național va porni tot de la bani. Problema este că același lucru se reflectă și la nivelul omului de rând. Pentru unii va scădea puterea de cumpărare și va degrada nivelul de trai, pentru alții starea de fapt va stagna cu o tentativă de redresare. Economia serviciilor pare însă și ea să o ia razna, de altfel suntem singurul stat din lume în industria serviciilor, recte Horeca, care este în cădere liberă, pentru că este interzis accesul în localuri. Dar indiferent ce paliative ar propune guvernul, să știți că este greu de cuantificat ce va urma. Este ca și cum am adunat apa de ploaie într-o sită. Dar cam asta vreau să vă spun, nu vreau să intru și să polemizez cu nimeni, vreau să vă vorbesc pentru că avem o săptămână destul de interesantă. Jupiter începe să dea semne de desțelenire, el mai are 20 de zile până va reveni în mers normal pe 12 septembrie, foarte interesant, pe 11 septembrie, Marte intră în retrogradare pe 12 septembrie, Jupiter revine în mers normal și atunci s-ar putea ca anumite lucruri să se aranjeze, să se stabilizeze. Vom începe, ca de obicei, cu semnul berbecului, ordinea este berbec, taur, gemeni, rac, leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Deci este cursul firesc a unui horoscop, a unei astrograme sau unui cerc zodiacal, cum vreți să îi spuneți. Până atunci, nu uitați, ne întâlnim în fiecare duminică la ora 20 pe pagina de Facebook Știri 24. Dar pentru a fi informați și a nu pierde știri importante, citiți informația bucurești.ro. Și acum să începem cu berbecul. Păi, eu te-aș întreba când ai folosit pixul și hârtia ultima oară. Tastatura a înlocuit toate aceste minunate instrumente. În același mod în care mersul oferă mai mult aer curat, valoarea kinestezică a mișcării ritmice a scrisului este mult mai liniștitoare și vindecătoare decât își dau unii oameni seama. Încearcă! Este o săptămână mai ușoară în comparație cu ultimele 7 zile. De ce ai nevoie pentru a deplasa într-un proiect creativ? Păi, sextilul soare nod-nord, adică destin, poate veni cu idei care par să aibă o notă de geniu. Și dacă ai nevoie de idei care să susțină munca pentru a ieși în evidență, sunt câteva mici scântei de impact care pot face acest lucru. Marte, aflat în semnul tău, poate ridica nivelul de entuziasm, indiferent dacă vrei să începi un proiect sau o poveste romantică. Calitățile intempestivitatea ta caldă și plăcută pot ieși la iveală, pot veni în prim plan. Mercur este și el în domiciliu în Fecioară de săptămâna trecută, deci este timpul să te pregătești, iar acest lucru înseamnă să te grăbești cu sarcinile administrative, cu termenele, cu facturile întârziate și cu orice altceva care îți poate transforma viața în stres. Relațional, este foarte ușor să te ascunzi în spatele unui văl de indiferență și de răceală, iar aspectele planetare care se formează sunt cele care determină probabil acest lucru. Nu este prea plăcut pentru tine și nici pentru cealaltă persoană. Merită să depui efortul de a trece prin această barieră și de a face mișcarea către o comunicare deschisă, chiar dacă este puțin penibilă la începutul acesteia. Trigonul Uranus-Mercur la începutul săptămânii îți oferă încurajarea de care ai nevoie pentru a urmări pe cine vrei. Demersul tău îndrăznesc și încrezător, să știi că nu are rival.
Soarele este și el în fecioară, așa că nu va trebui să te descurci cu emoții complicate. Când este să fie, totul este ori alb, ori negru. Nu există cale de mijloc. Noroc că mai există spațiu și pentru puțin respiro. Profesional, este deosebit de important să-i tratăm pe toți corect și respectuos la începutul acestei săptămâni. Cea mai bună lucrare îți va oferi sprijin social și recunoaștere. Dacă acest lucru nu se întâmplă la mijlocul săptămânii, orientează-ți atenția către soluții mult mai personalizate. Nu rămâne blocat dacă opțiunile rămân deschise. Fă cât mai mult posibil, chiar dacă asta înseamnă ore suplimentare. Tolerează o anumită stare de neplăcere pe care ți-o creează oameni împrăștiați sau irresponsabili. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, fii cu ochii în patru, pentru că s-ar nu știi de unde sare iepurele. Financiar, permanent, să ai în vedere următoarea mișcare pe care vrei să o faci, deoarece Uranus este în casa a doua, a veniturilor din muncă proprie, și ar putea amâna intrarea unor bani de care tu ai atâta nevoie. Nu te panica când se deschide o ușă, alte 10 se deschid. Folosește-ți imaginația pentru a crea noi modalități de a câștiga bani, în special în ceea ce privește viața de zi cu zi. Sănătate. Timp de câteva zile, un aspect nefavorabil își va exercita puternic influența. Trioul Saturn-Pluto-Jupiter fac un careunte și vei avea tendința să spui ce nu trebuie, adică te va lua gura pe dinainte și în loc să explici ceea ce crezi și să aștepți să se rezolve o problemă, tu îți duci frustrările la un alt nivel. Mai bine ieși, trage o gură, respira adânc, fă câțiva pași, aleargă, mișcă-te, plimbă-te cu bicicleta ca să dispară această stare interioară. Învață să găsești satisfacție în cunoașterea propriilor sentimente, fără a le exprima neapărat în fața cuiva. Încearcă acest lucru timp de o săptămână și ai să vezi că vei fi mulțumit de rezultate. Taur. Săptămâna ar putea aduce un puternic sentiment de empatie și de înțelegere. Comunicarea verbală probabil va fi îmbunătățită. Profită de acest lucru vorbind despre diverse probleme cu oameni importanți din viața ta. Du-te în vizită sau sună pe cineva drag pentru a lămuri anumite lucruri. Cel mai important, exprimă-ți afecțiunea pentru cei apropiați, spunându-le direct ce simți pentru ei. Se pare că există o mare activitate la nivelul casei a cincea, arena creativității, a iubirii și a relaxării, cu soarele și mercur în fecioară. S-ar putea să ai câteva idei bune legate de diverse probleme de familie care sunt acum pe masa de lucru și poate că ai un plan, să spunem, pentru renovarea casei, pentru renovarea bucătăriei sau, eu știu, zugrăvirea apartamentului, oricum vrei să faci ceva nou. Doresc să ai prieteni sau familia în preajmă. Un grătar este modul ideal să te bucuri de socializare și în aer liber, bineînțeles cu distanțarea de cuvință. Dacă ești gata să faci câteva schimbări cheie în familie, Marte îți dă energia de care ai nevoie, însă tu asigură-te că ești acordat la propria intuiție, deoarece aceste sclipiri interioare te pot ajuta ca planurile să progreseze într-un ritm mai rapid. Timpul liber și plăcerea de a fi alături de familie la sfârșitul săptămânii ar trebui să fie targetul de bază, nu de alta, dar este timpul să te și distrezi. Relațional, s-ar putea să descoperi că relația cea mai apropiată pare să fie de neîncredere. Astrele sugerează faptul că trebuie să muncești din greu pentru a încerca să afli care este problema. Posibil să fie vorba despre amintirea unui eveniment trecut care declanșează problema. Folosește-ți căldura sufletească pentru a încerca să topești gheața. Lucrurile se vor simți mult mai bine mai târziu. Mercur în fecioară, așa că s-ar putea să obții informații despre cineva pe care dorești să-l poți folosi în avantajul tău. Aflarea unor fapte necunoscute anterior despre partenerul sau partenera tău este interesant. Soarele în fecioară aduce însă un moment bun pentru a șterge unele din vechile contacte din telefon. Într-adevăr, nu există niciun motiv pentru a păstra în agenda numărul cuiva din trecut. Profesional, chiar dacă simți impactul și forța că îți scapă de sub control, este un moment prielnic pentru a găsi sprijin pentru ideile tale. Fii atent la orice semn
față de colegii tăi pe care îi simți stresați sau care au probleme nu neapărat la locul de muncă, ci probleme acasă. Moralul se va îmbunătăți atunci când oamenii au canalele de comunicare deschise. Sfârșitul săptămânii este bun pentru întâlniri. Vei da și tu de o situație dificilă la locul de muncă și singura soluție pentru a o rezolva va fi compromisul. Deși ești pregătit să intri în luptă, toți cei din jurul tău vor pace. Armonia și cooperarea trebuie să fie principalele obiective în acest moment. Financiar, s-ar putea să nu fii la fel de mulțumit cum ar trebui, dar acesta este un moment de afirmare incredibilă, deoarece accepți responsabilitatea de a fi cu adevărat și complet tu, cu toți cei cu care comunici. Pare ușor, deși se poate întâmpla orice. S-ar putea să te simți, eu știu, mai cu picioarele pe pământ ca niciodată, mai ales când vine vorba despre economii față de cheltuieli. Faci toate mișcările corecte, așa că ai încredere în demersurile tale. Sănătate. Influxurile astrale stimulează emoțiile și asta ar trebui să fie o adevărată luptă cu tine însuți, însăți. Țineți firea sub control, implică-te în activități, eu știu, legate de pământ. Acesta lucru poate însemna grădinărit, poate însemna exercițiu fizic, somn, mâncare și iubire, orice activitate care face organismul să se simtă bine. Caută emoțiile care îți preiau rutina zilnică și combate tendința de a lenevi. Folosește energia săptămânii pentru a-ți respecta programul și pentru a fi concentrat și hotărât pe ceea ce îți propui. Gemeni, nu te mira dacă mintea ta aleargă săptămâna asta cu 1000 de kilobiți pe secundă. Încetinirea va fi dificilă și va trebui să găsești o modalitate de a exprima ceea ce ai în minte. Aspectele planetare susțin comunicarea. Promovează, promovează, promovează. Cu Soarele și Mercur în domiciliu, în fecioară, în casa a treia, sectorul discuțiilor și a gândirii, este săptămâna bună pentru a lansa un proiect. Fă-te cunoscut în social media. S-ar putea să descoperi că obții multe like-uri, mai multe decât oricând, iar acest lucru se datorează combinației de elemente pe care le oferă eforturile tale în plus. Relațional, săptămâna aceasta ar putea să fie destul de dificil să abordezi un anumit subiect cu cineva apropiat. Energia astrală sugerează faptul că ar putea exista o barieră de comunicare de ambele părți care nu ușurează deloc lucrul acesta. Cu toate astea, trebuie să depui mai mult efort, căci va merita. Întotdeauna merită să încerci să modifici ceva, să schimbi ceva care să fie în binele vostru. Nu-ți poți ascunde sentimentele față de cineva atunci când stăpânul tău Mercur iese din trigonul cu Marte, dar ce ai vrea? Există o energie de tipul spune lucrurilor pe nume și dacă cuiva nu-i place, ce te deranjează? Apoi, Mercur se deplasează și el prin domiciliu, în fecioară și lucrurile se vor calma de la sine. Nu mai trebuie să-ți strigi intențiile de pe acoperiș. Păstrează lucrurile în limitele logice și concentrează-te. Profesional. Pentru că ești sensibil la marile schimbări, poți fi victima stresului legat de locul de muncă în această săptămână. Cu oameni dificili nu trebuie să te confrunți direct. În schimb, fii amabil și generos. Acest lucru dezechilibrează persoanele belicoase și le face să dea înapoi. S-ar putea ca spre sfârșitul săptămânii să te simți plictisit. Încearcă să faci haz de necaz. Săptămâna cere soluții mai practice și mai imaginative. Așa că este posibil să încerci să faci mai multe lucruri deodată și de aici blocajul. Mai puțin este uneori echivalent cu mai mult. Obiectivul cheie pentru săptămâna aceasta este să echilibrezi fantezia cu realitatea. Ambele au cu siguranță rolul lor, așa că nu da vina nici pe unul, nici pe celălalt dacă greșești. Succesul va fi al tău dacă găsești o modalitate să integrezi ambele concepte în planul actual. În loc să încerci să explici oamenilor de ce ești una tu, important la locul de muncă, arată-le de ce ești în stare. Comunicarea cu ceilalți este un pic prea mult pentru tine, dar alte persoane se pot raporta la munca ta foarte bine, iar creativitatea este cheia succesului. Financiar, pentru tine săptămâna aceasta este despre energia la nivelul casei a patra, sectorul familiei, unde foamea de creativitate te poate face să cheltui mai mult decât ai pentru renovare, pentru redecorare, Doamne ferește să sparge vreo conductă, trebuie să schimbi vreun robinet,
Nu știu, fii foarte atent la ceea ce se întâmplă în familie și la cheltuielile pe care trebuie să le faci pentru ea. Totuși, nu este vorba despre cât cheltuiți. Unele aspecte pot servi ca măsură de stopare pentru a te împiedica să exagerezi. Până la urmă, oricum te vei răzgândi în câțiva ani. Sănătate. Urmărește să ai inițiativă, ceva ce va da egoului tău un motiv să jubileze. Energiile planetare de săptămâna aceasta vor avea un efect benefic asupra ta, mai ales în a doua jumătate a săptămânii. Abilitatea ta de a scădea sentimentul de frustrare cu un puternic simț al scopului și al umorului te poate face să simți ca și cum puterea personală îți dă aripi. Cu toate acestea, adevărul emoțional poate fi adevărul final al multor lucruri. Fă o baie fierbinte sau ia în considerare partea ta mai sensibilă, cu lumânări, cu uleiuri esențiale, cu o muzică bună, organismul tău va răspunde pe măsură. Rac. Să vezi că, mă scuzați, numai un moment. Cred că am făcut o greșeală, am repetat ceva, dar imediat remediez, îmi cer scuze, eu vin de pe drum și am venit repede, repede să fiu alături de dumneavoastră. Deci, da, gata, l-am găsit. L-am găsit, l-am găsit, l-am găsit. Rac, urmează-ți instinctele, chiar dacă ai tendința să asculți mai întâi motivul, lasă asta deoparte. În timp ce asculți, intuiția ta te poate încuraja să citești printre rânduri și îți poate oferi o imagine mult mai cuprinzătoare. Un accent activ pus pe casa a 10-a, carierei și a obiectivelor personale, crește capacitatea de a-ți mări veniturile. Conjuncția separantă Soare-Mercur îți poate aduce idei care pot varia de la vânzarea de lucruri nedorite până la pornirea unei agitații colaterale. Venus în semnul tău face un sextil cu Uranus și un trigon cu Neptun, ceea ce te-ar putea face pe tine și pe cel drag să ajungeți la o înțelegere vis-a-vis de o achiziție recte, o căsuță undeva în afara orașului sau să renovați o căsuță pe care o aveți la țară sau undeva la munte, undeva, oricum, un loc în care să vă retrageți la sfârșit de săptămână și să vă recreați. Luna din Scorpion poate fi o ocazie care să te determine să valorifici resursele pentru a-ți îmbunătăți viața. Indiferent dacă vrei să plătești pentru un curs, să obții o schimbare la locul de muncă sau să cumperi un echipament pentru birou, acum este momentul să o faci. Vei fi ocupat să scrii, să studiezi, să comunici, și să faci tranzacții undeva la mijlocul săptămânii, în timp ce Soarele și Mercur sunt în casa a treia a comunicării și a gândirii. Relațional, se pare că sucești mințile multora săptămâna aceasta, având în vedere jocul astrelor. Nu te deranjează cu tot ceea ce implică, cel puțin în acest moment, sau dificultatea de a răspunde măcar parțial sentimentelor cuiva, pardon. Trebuie doar să fii sigur și să simți acea libertate de a te exprima, precum și capacitatea de a merge oriunde, oricând, atunci când dorești. Luna este în Scorpion și face din acest moment unul important pentru a începe să te apropii de cineva nou. Încrederea este sporită, deci respingerea te-ar putea afecta puternic. Mercur este în Fecioară. Asigură-te că folosești vraja ortografică înainte de a termina un SMS, chiar și unul formal. Energia acționează ca o etichetă, precum cunoașterea punctuației și gramaticii limbii române. Soarele a intrat și el în semnul Fecioarei. S-ar putea să fie un pic mai vocal despre ceea ce nu-ți place în luna următoare sau ce ți-ai dorit tu să faci și poate că nu iese. Nu mai fi atât de pesimist. Ai încredere în ceea ce îți propui și spuneți tot timpul: da, merg mai departe, da, voi rezolva lucrurile. Gândește pozitiv. Este foarte important atunci când te implici într-un proiect. Și acum o spun pentru toată lumea: când porniți să faceți ceva, porniți cu hotărâre și nu abdicați, nu disperați dacă vă loviți de prima barieră, de primul blocaj. Găsiți soluții să le rezolvați. Nu este, totul este frumos. Pornește o afacere, eu știu, ceva pe cont propriu, vrei să faci ceva, merge bine o zi, două, trei, bum, după a șaptea zi, lucrurile stagnează, banii nu mai vin, aoleu, intrăm în panică. Nu, nu așa trebuie să gândiți.
Încercați să vă calmați și să căutați soluții viabile. Ele de multe ori sunt la îndemână, sunt în fața noastră, cum se spune, și nu le vedem. Mercur este în Fecioară, sigur, așa, Soarele a intrat și el în semnul Fecioarei, s-ar putea să fie un pic mai vocal, ți-am spus, și atenție însă la această vocalizare, nu cumva să te cerți cu cine nu trebuie. Profesional, săptămâna aceasta ceva îți fură ochii sau cineva face public un flirt la birou. Este important să te comporți de o manieră profesională, indiferent de job. Sunt niște plăți pe care le ai de făcut, pentru că universul nu rămâne niciodată în dezechilibru. Ce oferi, aia primești. Fii atent și evită să duci bârfele mai departe. De asemenea, ai grijă că șefii tăi știu ce faci. Sfârșitul săptămânii te poate găsi prins în focul criticilor. Nu le lua prea personal, continuă să-ți faci treaba, dar fii atent la ce ți se spune acolo în background. Când argumentele legate de muncă încing atmosfera, ai grijă nu cumva să te trezești că joci la două capete. Unii ar putea să vadă în asta un om duplicitar și îți vei pierde respectul din ambele părți. Alege o parte, cealaltă sau rămâi în afara luptei. Financiar, aspectele care influențează politica instituției, grupurile sociale, eu știu, speranțele și visele tale, îți cer să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce vrei să obții în viața personală și profesională. A fi invizibil nu te ajută. În lumea muncii te definește cel cu care te asociezi. Asigură-te că știi să comunici atât profesional cât și financiar, cât și cu cine dorești să lucrezi în viitor. Ca sănătate, ești ispitit să mănânci orice și asta îți poate perturba stilul de viață cu cine știe ce idei. Iar acest lucru poate fi redus prin gândire și exercițiu fizic. Nu este că ideile nu merită să fii atente la ele, ci este mai degrabă să respecti un plan și să nu fii distras, să nu fii abătut de orice din ceea ce decizi să faci. De exemplu, dacă ți se propune o funcție care sună foarte bine decât cea la care te-ai angajat anterior, fii atent la impulsul de a schimba planurile. Poate că nu este momentul. Jupiter este retrograd și de regulă ce îți dă Jupiter în mers retrograd, când revine în mers normal, îți ia. Leu. Și pe tine te-am pierdut? Mai, ce am făcut eu aici? Uite aici. L-am găsit, nu vă speriați. Leișorilor, hrăniți-vă mintea cu noi cunoștințe. Accesați o librărie pe internet sau citește câteva lucruri interesante online. Dacă ai mai mult timp, mergi chiar la o bibliotecă reală, dacă este posibil, sau explorează niște cursuri pe care ți-ai dori să le faci. Trebuie să ai cunoștințe în orice domeniu cu condiția să fii deschis să le primești. Poate fi o săptămână excelentă pentru tine, cu un accent pozitiv asupra semnului tău. Conjuncția separantă dintre Soare și Mercur îți poate oferi o idee care poate că la început să ți se pară prea bună pentru a fi adevărată. Dacă ai așteptat să te inspire muza creației, acesta ar fi momentul. Scrie, pictează sau joacă-te cu un instrument muzical. Marte este în berbec în casa nouă a sectorului aventurilor, a promisiunilor, dar și a studiului. Așa că dacă ești gata să ieși din zona de confort, o poți face acum. Și dacă există o oportunitate să urmezi un curs, să faci niște lucruri pe care ți le-ai dorit să le faci de foarte multă vreme, dar fie n-ai avut timp, fie n-a fost locul, ei bine, acum poți să o faci. Relațional, stai deoparte, nu ești sigur dacă vrei să-ți asumi o relație. Astfel îți aduc câteva întrebări pe care ar trebui să le iei serios în considerare înainte de a lua o decizie importantă. Fă-ți timp să gândești dacă poți fi sigur sau dacă te prefaci, nu acționa până nu te simți sigur pe tine. Este un angajament mare. Mercur în domiciliu în Fecioară face un trigon cu Uranus în casa a 10-a schimbării statutului social, așa că dacă ai de gând să fii subtil, mai gândește-te odată. Părerea mea este să stai deoparte, nu este momentul să ieși în față acum, ci mai bine planifică. Ești oricum recunoscut că ești un foarte bun strateg. Deci, fă acest lucru să lucreze în favoarea ta. Luna din Scorpion de luni adaugă intensitate încrederii tale. Chiar dacă prietenii se pot gândi la o mie de motive pentru care nu urmărești pe cineva,
Fii sigur că greșesc. Profesional, încrederea este ridicată și vei fi cel mai eficient atunci când vorbești. Fii cât se poate de diplomat, chiar și într-o săptămână în care ești susținut de feedback pozitiv și de progres. Un cuvânt critic ți-ar putea afecta moralul. Poate fi nevoie și de o planificare mai atentă a lucrurilor pentru a echilibra cerințele muncii și responsabilitățile familiale, care sunt la fel de stringente. Fă tot posibilul pentru a păstra lucrurile simple. Mergi oriunde te conduce curiozitatea. Împărtășirea informațiilor îți va umple agenda. Financiar, ești într-o fază transformatoare cu aspecte care revin din trecut, dar și dinspre instituția în care lucrezi și deciziile care se iau la nivel național. Poate simți că te miști în cerc. Asta se întâmplă doar pentru că ți se cere să cobori un pic mai adânc în tine. Deși poate fi contraintuitiv pentru cineva atât de tradiționalist, solicitarea atenției pentru direcția financiară este inteligentă și nu impulsivă. Combina adunarea de informații cu acțiunea atentă și vei constata că ești pe drumul cel bun. Sănătate, pregătește-te pentru a schimba ceea ce ai dorit să schimbi de foarte mult timp, indiferent dacă ai știut sau nu. Acum este momentul. Influxurile planetare îți oferă săptămâna aceasta o șansă de autoexprimare inovatoare, motiv pentru care vei fi surprins de motivația care te va împinge să iei o serie de decizii legate de sănătate în următoarele 2 zile, pentru că tu ești deschis acum la orice schimbare. Fă băi cald de ulei esențial de lavandă la sfârșitul zilei pentru a dormi liniștit și pentru a te trezi odihnit. Fecioară. Începi să faci lucrurile mai așezat, ca să zic așa. Activitățile care necesită concentrare sau creativitate sunt foarte bine susținute. Forța și energia fizică te vor obliga să fii creativ și activ în același timp. Ia în considerare proiectele artistice care câștigă teren, cum ar fi construcțiile din lemn sau sculptura. A face ceva special pentru cineva este extraordinar. Concentrarea pe un sector privat și spiritual se apropie de sfârșit săptămâna aceasta. Mă refer la casa a 12-a, casa lucrurilor neștiute, casa lucrurilor ascunse. Cu toate acestea, înainte de a încheia povestea, unele influențe cheie pot avea un impact extraordinar asupra ta. Soarele și Mercur, într-o conjuncție separantă, pot coincide cu o perspectivă foarte largă în informații cu funcție de iluminare. Săptămâna aceasta este momentul pentru a pune în funcțiune legea atracției, întrucât abilitatea de a vizualiza ceea ce dorești din punct de vedere emoțional poate lansa un proces care să te ducă spre cineva neașteptat, dar de o manieră foarte plăcută. Pe de altă parte, cu Mercur în domiciliu, vei fi în elementul tău. Este timpul să lansezi proiectele pe care ai fost obligat să le tot amâni. Relațional, săptămâna aceasta ai senzația că ești restricționat fie de o persoană, fie de circumstanțe. Influxurile astrale îngreunează lucrurile și nu te simți în largul tău sau acasă într-o anumită situație. Ai dori să poți vorbi despre asta, dar ceva te împiedică să o faci. Trebuie să fie adevărat pentru tine, în ciuda consecințelor. Mai bine gândește-te cum să faci lucrul acesta pe termen lung. Stăpânul tău planetar, Mercur, este deja în semnul tău, lăsând mai puțin lucrurile să se petreacă la întâmplare. Ai în vedere probabilitatea unor situații romantice, deci ce mai aștepți? Șansele sunt de partea ta, mergi înainte. De asemenea, soarele și el în semnul tău face ca în următoarele 30 de zile să fie un moment excelent pentru a-ți ține viața sentimentală într-o anumită ordine. Fă-ți o listă de obiective și verifică-o de 2 ori înainte de a trece la acțiune. Profesional, interesele și punctele de vedere ale altor persoane vor trebui luate în considerare și analizate cu atenție. Este o săptămână bună pentru parteneriate. Atenție! Poate fi stresant dacă va trebui să faci față unor persoane extrem de apreciate sau solicitate. Lucrurile se stabilizează însă până la sfârșitul săptămânii. Așteaptă-te la interacțiuni mai ușoare și un suport mai practic. Poate aduce o încetinire binevenită, o șansă și un respiro. Așteaptă-te la interacțiuni mai ușoare. Acest lucru este excelent
pentru, eu știu, recenzia de performanță, reparații mecanice sau chiar pentru o scurtă vacanță. Energiile planetare vor crea o mare tulburare, însă atenție la locul de muncă. Ai văzut tensiunea care se produce și ești pregătit să le înfrunți? Mai mult decât atât, vei ajunge să beneficiezi destul de bine de transformarea care va avea loc. Financiar, ești un fluture social săptămâna aceasta, ai atât de mult timp să vorbești cu noi prieteni, colegi, mentori și clienți, încât s-ar putea să constați că ți-ai depășit bugetul pentru cheltuieli. Lasă să se întâmple așa, doar nu o faci în fiecare zi. Deși cheltuielile mari nu sunt un obicei bun, ești suficient de deștept să știi când să spui până aici a fost suficient. În plus, vei ajunge să lucrezi cu atât de mulți dintre acești oameni, încât este o investiție bună în viitorul tău financiar. Sănătate. Poți beneficia de aspectul săptămânii printr-o mai bună conștientizare a modului în care dieta îți afectează organismul. Ai o relație specială cu tractul intestinal și cu cât poți face mai multe să ajuți procesele digestive, cu atât va fi mai bine. Încearcă să te axezi pe cereale integrale mai degrabă decât pe cele colorate sau prelucrate, pe legumele cu frunze verzi mai degrabă decât pe amidon, mai puțină carne și mai multe leguminoase pentru surse de proteine. Energiile planetare de săptămâna aceasta îți dau posibilitatea de a încerca lucruri noi, așa că mergi pe asta. Balanță. Săptămâna aceasta îți poți dezvălui latura creativă. Poți fi extrem de concentrat pe munca de gândire, poți iubi și de asemenea poți să fii activ și să te bucuri de munca fizică. Conjuncția separantă Soare-Mercur în casă socială sugerează o întâlnire de care te vei bucura pe deplin, indiferent dacă te conectezi online sau ales să te întâlnești personal. Este o șansă să faceți schimb de idei și să accesați noi oportunități. O conversație cu cineva care ar putea fi sâmburele unei promisiuni, iar acest sfârșit de săptămână poate fi momentul perfect pentru a merge la o primă întâlnire. Sau, dacă te gândești să te alături unui grup sau club pe un anumit specific, atunci fă acest lucru, deoarece îți poate aduce o mulțime de noi prieteni. Starea interioară se schimbă însă săptămâna aceasta pe măsură ce conjuncția separantă Mercur-Soare se deplasează prin sectorul tău spiritual. Săptămânile următoare sunt o șansă de a te cufunda adânc în tine și de a afla mai multe despre ce te face, ce te împinge să mergi mai departe. Relațional există un îndemn puternic de a sparge toate tiparele și de a restricții săptămâna aceasta. Revoluția sentimentală este cu siguranță în aer, iar acest lucru se aplică și relațiilor pe care le ai. Simți că scoate la lumină un aspect al personalității tale pe care nu l-ai dezvăluit până acum. Este timpul să comunicării a intrat în semn, în domiciliu și îți oferă opțiuni logice pentru rezolvarea problemelor legate de dragoste. Există mai multe modalități de a ajunge la o concluzie corectă, dar eu te întreb altceva. Ce poate fi logic în iubire sau când te îndrăgostești? Soarele este și el în fecioară, chiar într-o conjuncție separantă și cu Mercur, oferindu-ți abordarea de bun simț a iubirii în luna care vine. Nu te stresa prea mult pentru lucrurile pe care nu le poți schimba. Profesional este posibil să fii mai realist cu privire la locul de muncă și efectul lui asupra ta. Resentimentele de lungă durată trebuie să se confrunte cu realitatea pentru a găsi soluții. Dorința de echitate nu-ți va fi însă de niciun folos. Dacă ai un șef care te susține, vorbește cu el. Încetinește, stai liniștit și fă doar ce se așteaptă de la tine. Ești destul de împrăștiat la sfârșit de săptămână. Ar fi un moment excelent pentru cercetare în ceea ce privește, să spunem, modernizarea tehnologiei, că tot se poartă ideea, sau pentru a face contacte utile. Obiectivele financiare și dorințele pe care le ai necesită însă concentrare și timp. Mărirea salariului nu poate avea loc fără muncă conștientă din partea ta și mai ales nu poate avea loc de acolo de unde nu e. Cred că săptămâna aceasta ar trebui să-ți faci un plan de acțiune în ceea ce privește pașii deliberați pe care i-ai de făcut. Trierea detaliilor nu te va duce neapărat la adevăr. Trebuie însă să-ți asculți intuiția. Lasă-ți instinctele să preia conducerea.
Cosmosul îți cere să lași deoparte gândirea rațională, astfel încât mintea ta intuitivă să aibă șansa de a apela la idei de bază. Financiar, în această săptămână, îți atingi obiectivele de carieră într-un mod aparte. La vedere! Poziția la locul de muncă crește și ai instrumentele de care este nevoie pentru a trimite mesaje puternice și clare. Între timp, ai capacitatea de a face, de a face și mai, de a fi și mai convingător. De exemplu, de la publicarea la creația de carte, broșuri și alte cele, pentru atragerea și creșterea numărului de clienți și implicit creșterea financiară. Sau găsește alte modalități de a face bani din publicitate, din publicare, din editare, din tot ce ține de scris. Sănătate, săptămâna aceasta vei avea ocazia să duci la bun sfârșit lucrurile pe care le ai de rezolvat. Orientează-te încotro vrei să mergi, dar nu te grăbi. Scopul tău este susținut de influxurile astrale, iar dorința ta de a vindeca lucrurile se termină cu bine pentru că provoci judecăți pentru unii premature și le dai temă de gândire astfel încât ei să nu poată reacționa. Folosește-ți determinarea și concentrarea pentru a încheia lucrările pe care le ai mai degrabă decât a începe altele noi. Bucură-te de satisfacția de a face ceea ce este potrivit pentru corpul tău. Mâncare sănătoasă și exerciții fizice. Și nu uita, bea cantități suficiente de apă. Scorpion, săptămâna aceasta este una bună pentru consolidarea carierei și a educației. Energia astrală favorează expansiunea și creșterea. Când ai fost ultima oară când ai învățat ceva nou? Nu trebuie să fie neapărat legat de muncă. Dacă un aranjament floral sau conceperea site web-urilor, ori limbajele de programare sunt ceva care te atrag, mergi către asta. Nu înceta niciodată să cauți modalități de a-ți extinde cunoștințele. Luna din semnul tău de marți, luni și marți, poate acționa ca un catalizator care te împinge să faci un pas îndrăzneț înainte. Jobul te obosește? Atunci această lunație te poate umple de entuziasm și te inspiră să faci ceva mai bun. Faceți prim pași și înscrie-te la un interviu pentru un alt job. De la mijlocul săptămânii, atenție, se produce o schimbare de scenă, deoarece Mercur și Soarele trec în Fecioară și în case sociale. Este un moment minunat atunci pentru a crea o rețea, pentru a participa la discuții în social media și a te alătura unor grupuri care au aceleași pasiuni ca și tine. Relațional. Uneori regulile sunt făcute să fie încălcate, dar relațiile sunt ca ouăle. Odată călcate, nu mai sunt niciodată aceleași. Aspectele săptămânii aplică o anumită presiune neconvențională relațiilor apropiate și care poate fi și un lucru bun și un lucru rău. Depinde dacă dorești să te rătăcești suficient de departe pentru a avea un moment bun sau dacă te-ai rătăcit deja, nu mai găsești calea de întoarcere. La începutul săptămânii se formează un trigon între Mercur în Leu și celălalt stăpân al tău, Marte, în Berbec și duce incontestabil la o chimie extraordinară a unei relații în curs de desfășurare. Cât timp puteți să stați departe unul de celălalt? Într-adevăr, există puțini oameni care își pot spune nu, dar deocamdată tu nu ai ochi decât pentru o anumită persoană. Folosește cu înțelepciune puterea și nu manipula cum ai obiceiul. Soarele este în fecioară, calmându-ți emoțiile și ajutându-te să ai o viziune mai logică asupra unei situații romantice. Vei avea nevoie de răbdare chiar dacă ai o mulțime de lucruri de făcut și de idei. Profesional, poți fi mulțumit și productiv chiar într-o perioadă de schimbări uriașe care sunt în mod clar în afara controlului tău. Identifică sursele principale de stres, ia măsuri pentru a face schimbări și în aceste domenii. Va fi necesar să ai răbdare cu oamenii încăpățânați. Respectă procedurile consacrate. Este de preferat să te alături colegilor de muncă și să știi că ești norocos dacă îți faci noi relații ori pleci în delegații în interes de serviciu, pentru că s-ar putea să găsești motivația pentru a schimba ceva în munca ta, poate chiar pentru a-ți schimba locul de muncă. Este posibil să ai soluția perfectă pentru dilemele de carieră ale tuturor, dar ai o soluție viabilă și pentru tine?
Întrebare întrebătoare. Concentrează-ți energia pe propriile probleme în loc să muncești atât de mult pentru a rezolva problemele altora. Oricum nu poți controla totul. Astăzi te simți extrem de încrezător în tine și puternic și totuși cineva este convins că știe mai bine decât tine cum stau lucrurile și te va provoca. Fii pregătit pentru spectacol. Financiar, pentru tine săptămâna este despre a fi mai responsabil în ceea ce privește crearea și dezvoltarea contactelor de muncă în rândul grupurilor sociale. Chiar dacă s-ar putea să fii obosit, cel mai bine este să rămâi după muncă ca să fii la curent cu mail-urile de rețea. Bârfele la care ești expus nu sunt în totalitate nejustificate, ci vin și informații strategice importante pentru planurile tale financiare. Deci, nu-i lăsa pe ceilalți să profite de ele. Ca sănătate, poți fi motivat să obții o sumă mai mare de bani săptămâna aceasta. Dacă ai rulat recent în gol, este momentul să alimentezi cu combustibilul de care ai nevoie pentru a spori. Resentimentele pot fi de asemenea o problemă în timpul acestui tranzit, așa că păstrează-ți mintea limpede. Bea multă apă, fă mișcare în fiecare zi și consumă alimente care sunt acceptate și procesate ușor de organism. Evită excesul de zahăr și fast food. Nu ai nevoie de asta acum. Săgetător. Intuiția este un atu valoros. Unii oameni o simt, alții nu. Poate fi ușor să ai încredere mai mult în realitatea concretă decât în lucrurile pe care nu le poți atinge. Totuși, intuiția îți poate servi mai mult decât îți dai seama. Această senzație de interior pe care o experimentezi te poate ghida spre rezultate concrete, în schimb, și te poate avertiza asupra pericolului. Ai mai multă încredere în ea. Linia optimistă din această săptămână a lui Mercur te-ar putea determina să consulți site-urile de călătorie și să cauți o afacere pe gustul tău sau să faci ceva ce îți place. Dacă ai ocazia să faci cercetări și ai adunat informațiile de care ai nevoie, poate fi o săptămână foarte bună. Este un moment excelent pentru a trăi la potențialul maxim și să adopți o nouă filozofie sau un nou mod de viață care îți poate deschide calea către o mai mare mulțumire de sine. Responsabilitățile se concentrează la mijlocul săptămânii pe măsură ce Mercur tranzitează semnul Fecioare alături de Soare. Cred că a sosit momentul să stabilești prioritățile, să te ridici rapid și să pornești să pui în aplicare obiectivele și ambițiile personale. Relațional te poți aștepta la o săptămână ușoară, este minunat pentru a petrece timp oferindu-i persoanei dragi mai multă atenție. Dacă ai la îndemână uleiuri esențiale, atunci un masaj ar putea aduce cu siguranță cerul pe pământ în această perioadă. Oamenii vor să fie răsfățați și îngrijiți, vor să se simtă special și adorați. Aplică aceste reguli și spune că vei fi răsplătit. Trigonul Mercur-Uranus este interesant și intens. Pentru prima oară după atâta timp, ar trebui să te simți liber să spui ce vrei, atunci când vrei și cui dorești. Luna din Scorpion apare în același timp deschizând ușa unor noi experiențe. Nu este momentul să fii timid. Caută ce dorești și arată cât ești de încrezător și de sigur pe tine. Soarele și Mercur în Fecioară oferă idei pentru viața ta sentimentală și un fundament solid pentru a crește din nou. Profesional, probabil că te vei simți decontat și mai optimist, indiferent ce se întâmplă în lumea largă. Fii atent însă să nu lași grija să-ți domine gândirea cum ai obiceiul. Fă tot posibilul și evita acest lucru. Este o săptămână bună pentru a te identifica cu sine, dar și pentru a identifica stresul generat de locul de muncă și pentru a dezvolta câteva soluții specifice pentru domolirea acestuia. Așteaptă-te la un flux ușor de idei și sprijin din partea colaboratorilor. S-ar putea să te simți neliniștit sau împrăștiat. Dacă este posibil, fă o pauză. Știi că ai dreptate și chiar și așa opoziția pare să vină din toate părțile. Nu lăsa presiuni din afară să te îndepărteze de propriile păreri și de adevăr. Ești nerăbdător să începi un anumit proiect, dar există un conflict imens cu privire la modul în care ar trebui să înceapă acesta. Financiar. Săptămâna aceasta s-ar putea să simți că ai mintea mai limpede și că ești cu picioarele pe pământ mai mult decât este normal.
Există într-adevăr o greutate în sectorul familiei și impulsul este de a extinde analiza aici, în special acolo unde sunt implicate și cheltuieli. Cu toate acestea, să-ți reorganizezi bugetul poate fi la fel de simplu ca și cum ți-ai folosi imaginația. Fii cât se poate de creativ în aceste circumstanțe. Ca sănătate, odihnește-te mai mult săptămâna aceasta. Probabil vei avea vise foarte vii și merită să ți le notezi și să iei notă de ceea ce găsești semnificativ în ele. S-ar putea ca nivelul de energie să fie scăzut, dar energia mentală să fie ridicată. Deci este bine să continui să faci mișcare, dar nu în forță, ci mai soft, plimbări, în nod, mers pe bicicletă și este momentul să-ți lași mintea să aibă timp să parcurgă toate etapele unei analize. Repet, include practici de meditație, în timp ce mergi pe jos sau citești. Să știi că mintea se poate disocia cu foarte mare repeziciune atunci când citești, mai ales dacă citești ceva legat de dezvoltare personală, o să vezi cum vin ideile, curg așa, ca pe bandă rulantă, cum zic eu. Capricorn, nu-ți fă griji că nu vei fi prea activ săptămâna aceasta. Energia cosmică sugerează că dacă nu ai reușit să faci ce ți-ai dorit ieri, sigur o vei face azi. Lucrurile se vor termina la timp. Dacă ai un hobby creativ, lucrează și la asta. Te vei considera satisfăcut. Săptămâna continuă să fie o coborâre interioară profundă, cu soarele și mercur în fecioară, într-o zonă intensă, emoțională. Orice revelație ai îți vor permite să înțelegi ce ți-a blocat calea către succes și cum poți să rezolvi acest lucru. Adesea, acesta se datorează emoțiilor blocate încă din copilărie, nu uita. Găsirea unui mod de a lucra cu ele și de a le conștientiza poate avea un efect profund și eliberator. Luna în Scorpion este unul din acele momente bune pentru a lansa inițiativa de afaceri sau financiară. Ai încredere în instinctele tale că nu vei greși. În timp ce Mercur este într-o conjuncție separantă cu Soarele și în sectorul orizonturilor îndepărtate, adică în casa noua, poți simți o dispoziție mai ușoară și mai destinsă în jurul tău. Săptămânile următoare vor fi un moment bun pentru a lua urma unui curs, pentru a învăța o limbă străină sau pentru a călători dacă ai timp și inclinație. Relațional, s-ar putea să descoperi că nu prea mai ai răbdare săptămâna aceasta, este posibil să nu fie suficientă acțiune pentru a te aprinde în sensul real al cuvântului. Influxurile astrale creează posibilitatea de a vorbi despre o serie întreagă de lucruri, dar nimic nu pare să se concretizeze. Ai putea discuta despre ce ai de făcut în detalii uimitoare și cum se potrivește cu ceea ce îți dorești tu de la viață. Luna în Scorpion, la începutul săptămânii, poate aduce o pasiune nouă în viața ta sentimentală dacă ești singur. Emoțiile pot deveni dezordonate, dar asta face parte din entuziasm. Mercur, stăpânul comunicării, este în domiciliu, adică în fecioară, astfel încât comunicarea să aibă un ton cât mai practic. Soarele l-a urmat și ea pe Mercur în fecioară, în weekend, iar pentru săptămâna viitoare, așteaptă-te să fii puțin mai critic decât de obicei, mă refer la weekendul trecut. Profesional ar putea să fie o perioadă foarte intensă, adică astăzi, că astăzi a intrat soarele în fecioară. Posibil să fii nevoit să faci față comportamentului deplasat a unor colegi. Nu toată lumea este la fel de competentă ca și tine. Dacă aceste probleme nu te afectează personal, poți să le ignori. Dar dacă nu, ia atitudine. Evenimentele de la începutul săptămânii vor solicita o schimbare a planurilor. Ascultă ce spun alții, respectă doar procedurile stabilite. La sfârșitul săptămânii vei avea acces în orice activitate de grup sau orice prezentare și vei fi remarcat pentru ideile pe care le ai și pentru ceea ce propui. Este poate cea mai bună perioadă din an pentru a discuta și a înainta idei cu obiectivele pe care ți le-ai propus în momentul în care a început acest an. Săptămâna aceasta sunt posibile salturi profesionale. Atenție, Capricorni! Fă-ți timp pentru planificare și revizuire, este esențial să nu acționezi orbește. Ascultă, repet, ce spun ceilalți, iar dacă nu ești de acord cu ei, spune-o. Minții tale, clare, concise, logice, poate să nu-i placă verificarea realității venită de la alții, dar ai încredere că este pentru binele tău. Financiar, în această săptămână se pune accentul pe minte, pe mental, pe gândire,
pe exprimarea ideilor. S-ar putea să fii tentat să petreci timpul în cursuri virtuale sau ateliere de creație în această săptămână, în special dacă te duc în afara casei sau într-un loc de căutare a interiorului de regăsire. Asigură-te că este ceea ce vrei și că acolo găsești răspunsurile pe care le cauți, dar și modalități de a-ți aduce ceva mai mulți bani. Sănătate, aspectele săptămânii aduc neliniște, psihologic vorbind, mai mult psihologic decât fizic. De fapt, dacă faci mișcare pentru a învinge sentimentul de rău pe care aceste tranzite le pot provoca, va fi bine. Configurația astrală însă provoacă mai mult interesul de sine și insensibilitatea la ceilalți, două calități care te încearcă uneori în mod eronat. De dragul tău, concentrează-te pe tine, tratează-ți corpul așa cum ai dori să îți tratezi și sufletul, amabil, cu blândețe și cu respect. Vărsător, tu așteaptă-te la un spurt suplimentar de energie fizică în săptămâna care vine. Este o zi excelentă pentru a arunca scheletele din dulap. Exercițiile cardio sau mersul pe jos vor fi cele mai plăcute. De asemenea, s-ar putea dovedi că merită tot timpul să-ți revizui obiectivele. Ești acolo unde dorești să fii în această etapă a vieții? Sau trebuie să faci unele schimbări? Dă creierului și corpului tău un scop mai bun. Conexiunile cu ceilalți pot fi o sursă de surpriză și de încântare, mai ales luni, când Soarele și Mercur sunt în casa a șasea stilului de viață. Magia specială poate avea loc în timpul unei întâlniri, iar o conversație te-ar putea aduce mai aproape de cineva care te surprinde plăcut sau îți oferă o oportunitate de aur. Și dacă ai ochi, aveți ochi unul pentru celălalt, acesta ar putea fi momentul în care să stabiliți chiar și o primă întâlnire. Relațional, te autoapreciezi datorită energiei astrale care creează dispoziția potrivită pentru a te face să te simți foarte bine și dorit și necesar. Ai un aer calm și nevoia de a lăsa viața să aibă grijă de ea însăși. Este un moment minunat pentru a vorbi despre sentimente, despre lucruri care nu sunt, poate prea sincere și oneste, dar sunt liniștitoare și mai reconfortante pentru euul tău. La începutul săptămânii există multă pasiune în aer și nu poți fi liniștit în acest caz. Crearea unei postări entuziaste în social media ar trebui să obțină un răspuns pozitiv. Luna Scorpion de luni face să aștepți cu nerăbdare să vezi cum se prefigurează viitorul. S-ar putea să nu știi exact ce vrei și de aceea abia aștepți să vezi ce va fi. Starea de spirit se schimbă spre sfârșitul săptămânii cu soarele în fecioară, dar ai încă o dispoziție bună. Folosește-ți timpul pentru a scăpa de unele lucruri care ți amintesc de trecut. Nu ai nevoie de amintiri neplăcute de care să te atașezi atunci când trebuie să mergi spre viitor, când privești înainte. Profesional, săptămâna aceasta este posibil să fii în fața unei crize care nu este tocmai ceea ce ar trebui să fie. Fii dispus să te ocupi mai mult de ceea ce ai de făcut la serviciu, mai mult decât ți se cere. Este posibil să nu primești un răspuns pozitiv imediat, dar este totuși o mișcare bună. Fă tot posibil să fii cooperant cu oamenii încăpățânați și exigenți. Atitudinea lor nu este vina ta. Există posibilitatea unei atracții secrete sau unui flirt legat de locul de muncă care să-ți atragă atenția la sfârșitul săptămânii. Așează pe planșa de lucru planul care îl ai în minte, mai ales dacă nu ai sprijinul pe care ai fi dorit să te bazezi. Cu toate acestea, odată ce ești decis să realizezi efectiv acest plan, suportul va veni din toate părțile. Fă primii pași pe cont propriu, iar alții îți vor urma exemplu. Lucrările de pregătire sunt cheia succesului acum. Înainte de a face următorul pas, asigură-te că ești pe deplin pregătit pentru asta. Să te arunci în joc fără să fii pregătit poate fi foarte dăunător. Fii practic și atent. Financiar, săptămâna aceasta ești concentrat pe emoții interioare. Dacă te-ai gândit la conceptul de casă și la ce înseamnă aceasta pentru tine, poate vrei să prinzi rădăcini pentru prima dată în viața ta. Pe măsură ce îți pregătești viața personală, asigură-te că bugetezi cu atenție și cheltuielile proiectate pentru anul în curs. Ceea ce dorești se poate face atâta timp cât este planificat. Ca sănătate, influxurile astrale aduc o energie care vine parcă să se plieze pe ceea ce ai în prezent. Reține că aceasta este de obicei mai mult iluzie decât realitate. Treaba ta este să te comporți într-un mod care să țină aproape tot ceea ce ți este drag
și cu o perspectivă lejeră, indiferent de anxietate, indiferent de îngrijorare și de teama de a încerca. Cu alte cuvinte, nu exagera. Pentru a te concentra, fii atent la respirație, ia-o mai în serios decât o faci de obicei. Respiră profund 5 minute de câteva ori pe zi. Rezultatele nu vor întârzia să apară. În sfârșit, pești, dacă anumite proiecte sau sarcini ți s-au părut dificil de finalizat, energia de săptămâna aceasta îți oferă gura de aer de care ai nevoie. Energia sugerează că lucrurile vor merge bine odată ce vei începe. Este un moment bun pentru a te întâlni cu alții și a discuta despre afaceri sau aranjamente. Abilitățile de comunicare și cooperare sporite vor face deciziile mai ușoare decât de obicei. Problemele privind stilul de viață și starea de sănătate primesc un impuls luni, întrucât soarele este într-o conjuncție, e drept, separantă cu Mercur și te încurajează să-ți eficientizezi obișnuințele. Poate fi un lucru bun pe care te-ai concentrat în ultimele săptămâni, dar de data aceasta, câteva sfaturi utile te pot ajuta să-ți atingi obiectivele și preocupările principale. Relațiile sunt subliniate la mijlocul săptămânii, când Mercur și Soarele încep tranzitul prin Fecioară. Săptămânile următoare sunt perfecte pentru cooperare și comunicare. Este mai bine să lucrezi ca parte a unei echipe decât să alergi de unul singur. Relațional este un moment bun pentru a pregăti și a găti o cină romantică persoanei iubite care să o lase fără grai. Preia conducerea discuției, vorbește despre lucruri care calmează și relaxează. Glumește, duc conversația la un nivel intelectual sau la un nivel ușor pervers, iar până la sfârșitul zilei ar trebui să-și ciuglească în palmă uite de farfurie. Luna Scorpion la începutul săptămânii îți oferă speranța că se va întâmpla ceva uimitor și nu visezi tu chiar aiurea. De data aceasta chiar este adevărat. Cuvintele sunt ar trebui, adică să te aducă cu picioarele pe pământ, deoarece Mercur este în Fecioară, așa că nu vei spune că vei trimite un mesaj cuiva decât dacă intenționezi cu adevărat să o faci. Profesional, calendarul tău este excelent la începutul acestei săptămâni. Finalizează cât mai multe lucrări. Folosește-ți mintea săptămâna aceasta, cel puțin oamenii vor ști la ce nivel ești. Este un moment bun pentru dacă ești într-o poziție de conducere. Poate fi și un moment plin de sarcini și plictisitoare, dar necesare. Păstrează-ți simțul umorului. Sfârșitul săptămânii poate aduce în atenție parteneriate și chestiuni juridice. Fii cât se poate de diplomat pentru a avea cele mai bune rezultate. Ai putea suporta consecințele unor acțiuni pe care le-ai neglijat atunci când ai făcut planificarea lor. De cele mai multe ori te bazezi pe o abordare sporadică, întâmplătoare atunci când verifici. Ei bine, săptămâna aceasta vei vedea că uneori această abordare nu este prea bună. În ultima vreme ai urmărit orbește în o noțiune preconcepută despre locul în care ar trebui să fii și ce ar trebui să faci. Ești prins într-o rutină care mai mult îi servește pe alții decât te servește pe tine. Acum este momentul să inversezi polii și să oprești, să stopezi această tendință autodistructivă. Financiar, săptămâna aceasta ar trebui să fii atent la vari minciunele, chiar dacă o faci pentru a proteja sentimentele cuiva drag. Aspectele din sectorul relațional arată că tu sau altcineva poți fi tentat să spui adevărul pe jumătate despre banii care aveți în conturi. Fii mai atent și responsabil cu ce spui, pentru că minciunile, oricât de mici ar fi sau de bine intenționate, ar putea declanșa adevărate drame și riști să strici exact ceea ce ar fi trebuit să fie un parteneriat excelent. Ca sănătate, aspectul săptămânii te va face deosebit de sensibil. Ia-o ușor. Vor fi mari provocări în modul în care te percepi față de cum te văd ceilalți. Aceasta nu dă niciodată un sentiment bun, nu aduce niciodată un sentiment bun. Cu toate acestea, nu trebuie să renunți doar pentru că te simți judecat după standardele altor persoane. Încearcă să te concentrezi asupra sănătății tale ca mijloc de determinare a propriilor frontiere personale. Fă mișcare și țineți dieta cu o prioritate în această săptămână, iar lucrurile vor intra pe făgaș normal. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru săptămâna 24-30 august. Nu uitați, găsiți această înregistrare pe pagina de Facebook Știri 24.
dar găsiți scris ceea ce am discutat eu acum aici în, pe site-ul huff.ro, la pagina cu Minerva, dați click, se deschide și o să puteți să citiți ceea ce am discutat. Uneori punctez doar ce este important în ceea ce vă prezint și găsiți mai detaliat în pagine scrise, în partea scrisă. Pe de altă parte, aș vrea să vă doresc o săptămână bună, fără evenimente nici plictisitoare, dar nici aiuritoare. Vă doresc să aveți sănătate, să vă simțiți bine în pielea dumneavoastră, să vă redescoperiți, purtați mască dacă trebuie. V-am spus, eu n-am crescut în așa ceva, ați auzit ce am spus și în emisiune, până nu mi-au murit câțiva prieteni și din momentul am spus, nu plec fără mască. Asta e, asta trebuie să facem, chiar dacă mă înjurați, este o modalitate de a ne apăra. Cine știe ce stă în spatele acestui virus, să nu fie virusul despre care vorbește, ci cu totul altceva, dar asta este o altă, începe să țină de teoria conspirației și nu vreau să degenereze. Repet, vă doresc o săptămână plină. Nu uitați, ca să fiți informați, citiți www.informațiabucurești.ro. Veți găsi foarte multe lucruri interesante acolo. Și Dumnezeu și astăzi să vă binecuvânteze destinul și să ne vedem cu bine sâmbăta viitoare. Bunicuța Minerva vă spune seară bună!